Rare Bogdan, atac devastator la adresa lui Dragnea, terice a lui Toader. După decizia luată de Iohannis, România este într-un război. Rare Bogdan a salutat decizia lui Klaus Iohannis, după ce președintele a respins propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcția de subliniere faldă a Laurei Codruca Kövesi. Nu voi da curs solicitrii ministrului Justiției de revocare a procurorului general Altna, Laura Codruca Kövesi, a declarat Klaus Iohannis. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anuncat luni ce va sesiza Curtea Constituțională cu privire la refuzul presublinieredintelui Klaus Iohannis de revocare din funcție a procurorului subliniere Iefdna, Laura Codruca Kövesi. Absolut normal, Tudorel Toader este un om care se dovedește un slugoi penibil. Dânsul nu dore subliniere de nimic altceva decât un mandat de presubliniere din la Curtea Constituțională. Presubliniere din tele Iohannis a făcut ce era normal să facă, nu putea să dea satisfacție celor care vor să întoarcă România cu susul în jos. Am văzut declarația lui Dragnea ce nu se gândesc la suspendare. Gestul presubliniere dintelui e normal, încearcă să subliniere aici încara pe linia de plutire. Economic, situația devine dezastruoasă, ne îndreptăm spre 5 lei pe 1 euro. Iohannis a devenit un punct de stabilitate într-o carte ce patinează serios. Dragnea anunță un meeting pentru familia tradițională. Trebuie să fii complet imbecil, Dragnea subliniere Tercicea nu au indecen ca să vin cu astfel de propunere. Altfel, nu înseamnă ce doamna Kövesi nu trebuie să subliniere îi fac ordine în ograd. A început concurența între cei doi, Tericianu sublinierei Dragnea sunt în concurent direct, vor intra într-un conflict gen Ponta, Antonescu. Mie-mi pas și Iohannis dovede subliniere te hotrâre sublinierei nu cedează în faca impostorilor. Ne uităm cu jmud la Tirana sau la Sofia, îmi pare rău. România este într-un război între cei care au furat-o 28 de ani sublinierei cei care încearcă să o țin pe linia de plutire, a spus Rare subliniere Bogdan la Realitatea TV.